Bună ziua, dragi colegi! Mă numesc Aurora Sava și sunt profesor metodist la Casa Corpului Didactic din Galați. Astăzi voi prezenta aplicația e-learning Wordwall. Instituția noastră își propune în calendarul activităților științifice, metodico-științifice, o acțiune care este intitulată o aplicație e-learning pe săptămână. Ne dorim ca în acest fel să venim în sprijinul cadrelor didactice pentru integrarea aplicațiilor e-learning în activitățile didactice de predare, învățare, evaluare. Și pentru a-i motiva să utilizeze tehnologia în scenariile didactice propuse pentru diverse discipline. Aplicația Ordual oferă profesorilor un pachet de 18 șabloane interactive, variate, șabloane care pot incita atenția și motivația elevilor în actul de învățare. Setul de șabloane Ordual, set care are un design extrem de atrăgător, oferă profesorilor posibilitatea de a organiza lecții motivante și eventual foarte atractive, sau activități de învățare mai exact, activități de învățare atractive și eventual motivante pentru elevi. Haideți să vedem împreună cum se realizează o activitate de învățare utilizând aplicația Ordual. O să vă cer permisiunea să fac partajare de ecran. Cum procedăm? Din browser dăm căutare Wordwall. În interfață deja vedeți că a apărut Wordwall. Pentru început, va trebui să vă faceți un cont mergând pe opțiunea Sign Up. Puteți să vă faceți un cont fie utilizând eu deja am un cont, fie utilizând contul de Google sau fie contul de Facebook, utilizând contul de Facebook. Eu o să mă loghez pe contul meu. Da, m-am logat pe contul Lazar Maricel, pe contul meu. Mai puțin să mă deconectez. Să vă arăt un aspect pe care vreau să-l luați în considerare. Uitați, acesta este contul meu. Am câteva aplicații realizate pentru activitatea mea la clasă. Aici am, deci în interfață vedeți aceasta este zona activitățile mele. Dar avem și opțiunea comunitate în care veți găsi diverse materiale pentru diverse discipline. Diverse activități de învățare pentru diverse discipline. Așa cum am studiat eu, pot să vă spun că am văzut sarcini de învățare, activități de învățare interesante pentru învățători și pentru profesorii de matematică, fizică, chimie, limba română. Din ce am reușit eu să studiez până acum, probabil că ele sunt și mai multe.
Uitați, de exemplu, puteți să folosiți așează cuvintele în propoziție, dacă sunteți învățător. Sau descompune în 10 plus unități, dacă de asemenea sunteți învățător. Bun, eu o să vă arăt una dintre activitățile mele, de exemplu, fenomene fizice. Am folosit această aplicație la clasa a 7-a. Într-o lecție de recapitulare, o activitate de învățare în care elevii trebuiau să demonstreze că își aduc aminte conceptul de fenomen fizic, că înțeleg conceptul de fenomen fizic și a avut ca sarcină să compatibilizeze ceea ce scrie aici sus, respectiv fenomenele fizice enumerate, cu afirmațiile, cu afirmațiile din partea de jos a ecranului, respectiv atragerea cuiului de fier cu un magnet, deplasarea metroului, fulgerul, dilatarea mercurului din termometre cu RQB-ul. Iată-tă. Deci trebuia să potrivească. Fenomenul electric se potrivește cu fulgerul, fenomenul mecanic se potrivește cu deplasarea metroului, fenomenul magnetic cu atragerea cuiului de fier, fenomenul termic cu dilatarea mercurului în termometre și fenomenul optic cu RQB-ul. Trimite răspunsurile, asta am. Da, o să vedeți că această opțiune de a arăta răspunsurile corecte trebuie bifată atunci când creăm activitatea. La sfârșit îmi arată și la câte întrebări am răspuns corect, de scorul, timpul în care am realizat activitatea. Evident, dacă am bifat în opțiuni clasamentul, apare și clasamentul și afișează răspunsurile sau începe din nou. Bineînțeles că pot să folosesc, de exemplu, această opțiune, această activitate de învățare utilizând un alt tip de șablon. O să o arăt în momentul în care o să creez o activitate. Mă duc pe crearea activitate. Uitați-vă, în interfață mi-a apărut, ai folosit 5 din cele 5 resurse pe care aplicația mi le oferă gratuit. Știam că până în august, ca să-ți cumperi un abonament pentru această aplicație, era în jur de 50 de lei. Dar poți să folosești un alt cont ca să-ți creezi o activitate în mod gratuit. Și mi-am creat un alt cont. O să mă deconectez de pe contul meu ca să vă arăt cum se face, cum putem să realizăm o resursă în aplicația Word-ul. Și eu mă conectez cu contul meu de Google, celălalt pe care l-am creat. O să introduc parola. Vă sugerez să utilizați mereu aceeași parolă, pentru că există riscul să le uitați. Și uneori uiți și agenda în care ți-ai notat parola. Conectează-te. Și iată, m-am conectat pe un alt cont unde am resurse. Încă mai am resurse și mă duc pe opțiunea Creare, Activitate. Da? Pentru a-mi face, prin urmare, pentru a-mi elabora, pentru a-mi organiza o activitate, mă duc pe butonul Creare Activitate. Și vă spuneam la început că că aplicația Word-ul are 18 șabloane. Uitați-vă, potrivește, deschide caseta, perechile, spânzurătoarea, lovește cârtița, diagrama etichetată, chestionar, găsește perechea, cărți aleatorii, anagramă, chestionar concurs, adevărat sau fals, roata aleatoare, sortare în funcție de grup, iertați-mă, sortare, rearanjare sau rearanjează, cuvântul lipsă, căutare de cuvinte, cursa în labirint. Bun. Deja mă anunță că am folosit cele 3 din cele 5 resurse ale mele gratuite. Și acum, la crearea activitate, mă duc pe șablonul potrivește. Acesta mi este mie cel mai la îndemână, dar o să vedeți că pot să-l transform și în alte șabloane. Primul lucru pe care trebuie să fac este să dau un nume activității. Mărimi fizice fundamentale și unități de măsură. Ok. Cuvânt cheie. O să pun pentru început, de exemplu, lungimea, o mărime fizică fundamentală, lungimea m și definiție metrul m. Metrul
M. Pot să-i pun, de exemplu, imagine. Cum adaug imaginea? Fie din browser, da? Și o să pun, de exemplu, o imagine sugestivă. Uitați, am să pun această imagine. Fie, o să vedeți în minutele următoare, fie pot să adaug din calculatorul meu. Temperatura. Temperatura. Temare. Pot să adaug o imagine. Deci pot să aleg din browser sau pot să mă duc din calculatorul meu. Eu încă nu am o imagine pentru temperatură, prin urmare o să folosesc tot browserul. Pot să pun un termometru, este sugestivă. Aici o să pun Kelvinul. Kelvinul și simbolul K. Adaug un element, timpul. Mic, secunda. Secunda. Masa. Kilogramul. Mai adaug încă un element. Intensitatea curentului electric. Intensitatea curentului electric. Primare. Amperul. Simbolul mare. Intensitatea luminoasă. Intensitatea luminoasă. I. Candela. Candela că mare de mic. Și cantitatea de substanță. Cantitatea de substanță. Se notează cu litera grecească nu și simbolul mol. Bun. Și acum am terminat. Copiii vor alege mărimile fizice fundamentale și unitățile de măsură. O să dau să văd cum apare mărimi fizice fundamentale și unități de măsură. Bun. Și la începe ca să văd care ar putea fi riscurile. Copiii au de asociat mărimile fizice care sunt scrise sus cu unitățile de măsură care sunt în partea aceasta aplicației și kilogramul. Deci trebuie să compatibilizezi mărimile fizice cu unitățile de măsură din sistemul internațional. Kilogramul este unitatea de măsură pentru masă. Timpul pentru secundă, sau invers, secunda este unitatea de măsură pentru timp. Candela este unitatea de măsură pentru intensitatea luminoasă. Molul este unitatea de măsură pentru cantitatea de substanță. Temperatura pentru Kelvin K, intensitatea curentului electric pentru este mărimea fizică pentru unitatea de măsură amper, iar metrul este unitatea de măsură pentru lungime. Trimit răspunsurile. Ok, vă spuneam la început că eu pot să aleg varianta asta, dar pot, de exemplu, spre sfârșitul orei să o folosesc în altă ordine, de exemplu cu o transformă imediat în găsește perechea. Deci copiii nici nu simt, da? Pentru consolidarea cunoștințelor pot să utilizez sub un alt șablon același conținut, dar sub forma unui alt șablon. Copiii nici nu simt faptul că am făcut același lucru, mai ales dacă sunt mici. Și oricum, noi toți profesorii, în general cadrele didactice, știm că repetiția e mama învățăturii. Începe. Așa, și iată, dacă secunda, trebuie să găsesc perechea. Care este perechea pentru secundă? Timpul. Corect. Hai să găsesc altă pereche. Pentru cine trebuie să găsesc perechea? Pentru metru. Pentru metru. Păi ia să vedem, lungimea. Da? Și așa mai departe. Bun, sau pot să-l trimis sub formă de chestionar. Da? Mărimi fizice și unități sub formă de chestionar. Care mărime fizică se măsoară în sistemul internațional de unități cu metrul? Păi, lungimea. Care mărime fizică se
măsoară în sistemul internațional în Kelvin? Păi, temperatura și așa mai departe. Ok. Deci am în partea aceasta posibilitatea să-l transform acest șablon într-un alt tip de șablon și să-l folosesc în diverse momente ale lecției. Acum, trebuie să mă duc la capitolul opțiuni. Timerul. În general, e bine să dați un timer. Puteți să bifați niciunul, dar e bine să bifați un timer. De exemplu, eu am să dau aici un timer mai mic. Vieți, nelimitat. Lăsăm aleatoriu, amestecarea, deci lăsăm de bifat. Dar putem să bifăm amestecarea ordinii întrebărilor. Nu, lăsăm aleatoriu. La marcare, procedează automat după marcare, bifăm aceasta și sfârșitul jocului afișează răspunsurile. Dacă vreți să nu fie afișate răspunsurile, eu zic că da, e bine ca elevii să le vadă. Vedeți că deja avem și un clasament, da? O să vedeți de ce este important și acest clasament. După ce am făcut activitatea, mă întorc pe potrivește și vreau să o partajez. Ca să o pot partaja către elevii mei, mai întâi trebuie să o fac publică. Da? Deci trebuie să o fac publică. Adaugă intervalul de vârstă. Are 13-15 ani, mărimi fizice fundamentale și unități de măsură. Este adăugat și subiectul publică. Da? Ok. Copiază acest link și pot să-l trimit elevilor. Da, pot să mă duc în chat și să-l trimit elevilor, dar înainte de a-l trimite, o să mă întorc un pic pe. Mă duc pe partajează și verific dacă îl trimit către elevii mei. Da? Dacă las opțiunea introdu numele și eu zic să o lăsăm, dacă vrem să facem și eu un clasament, putem să-l trimitem, să debifăm și să-l lăsăm anonim. Termen limită. Dacă o încadrăm în contextul unei activități de învățare. Adică dacă transformăm, de exemplu, această resursă în momentul, o transferăm această resursă în metoda tradițională știu, vreau să știu, am învățat și o folosesc pentru rubrica știu, evident că nu pun un termen limită, da? Afișează răspunsul, am zis să lăsăm și să punem și un clasament din moment ce am introdus numele și începe, da? Ok, copiază și apoi trimit link-ul către elevii mei după ce pot să-l trimit în chat, de exemplu, și asta o să și fac acum. Încă o dată. Inserați. Ok, deja am trimis link-ul în chat. Care este perspectiva mea asupra acestei aplicații, a utilizării acestei aplicații în cadrul scenariului didactic? Din perspectiva mea, această aplicație este benefică pentru că este concepută sub forma unui joc și conexiunile cognitive se fac mult mai ușor atunci când creierul este incitat, este pus la lucru și mai mult decât atât există și stimuli vizuali. Mă ajută să folosesc un limbaj corect științific, deci mă ajută să memorez anumite concepte care uneori pot fi dificil de memorat. Mă ajută să schimb un pic, să îi țin pe copii conectați, motivați și eventual entuziasmați de faptul că trebuie să găsească ca într-un rebus sau ca într-un joc care presupune utilizarea gândirii logice, să folosească această resursă. Un singur lucru aș vrea să mai discutăm aici sau aș vrea să vi-l aduc în atenție. Ați putea să-mi spuneți la un moment dat că această aplicație poate fi utilizată doar la clasele mici. Uitându-mă în comunitatea
aplicației Wordle, am văzut că, de exemplu, sunt și exerciții aplicații pentru matematică sau pentru română sau pentru chimie la clase mult mai mari și o să vă arăt în momentul care urmează, o să fac din nou partajare de ecran. O să intrăm pe un link din materialele pe care mi le-am pregătit pentru dumneavoastră, de exemplu, aplicația Wordle la limba și literatura română Ion de Liviu Rebreanu. Resursa propusă este un instrument interactiv, un chestionar de tipul adevărat sau fals, de verificare a lecturii Ion, romanului Ion și de receptare a acestui roman. Aceasta se adresează elevilor, constituind un sprijin atât în activitățile de învățare cât și în cele de evaluare. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Deci este vorba despre Ion de Liviu Rebreanu, Ana moare la nașterea copilului. Cred că este fals. Finalul romanului este închis. Cred că este adevărat, că nu se mai întâmplă nimic. Textul are o construcție circulară bazată pe simetrie. Cred că este fals. Este adevărat. Iată, am uitat. Bun. Principala sursă de inspirație este propria experiență. Cred că este fals. Romanul a fost publicat în anul 1920. Nu știu, uite, e adevărat, nu mi-aduc aminte, în text e un plop al glanetașului, este un alt regulă a scriitorului. Cred că este fals. Ion este ucis cu sapa de Vasile Balciu, fals. Naratorul este obiectiv, este adevărat. Ok. E, cred că v-am convins. Da, vedeți că resursa este publică, din această cauză putem să o și folosim. Sper că v-am provocat să utilizați această aplicație e-learning în activitățile dumneavoastră de învățare. Vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Aplicația despre care vom face vorbire va fi Learning Us. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu interes săptămâna viitoare. La revedere!